Crește numărul șoferilor care conduc drogați în județul Olt. Un alt tânăr a fost prins de poliție în timp ce conducea autoturismul sub influența stupefiantelor. Băiatul a fost prins în trafic ieri în plină zi, iar la testarea cu aparatul pentru depistarea consumului de droguri, rezultatul a ieșit pozitiv. Un bărbat de 23 de ani din municipiul Slatina a fost depistat pe drumul județean 546 pe raza comunei Coteana, în timp ce conducea un autoturism, iar în urma testării cu aparatul drug test, testul a ieșit pozitiv. În cauza au fost întocmite acte procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Tânărul este cercetat penal și a fost reținut permisul de conducere până la soluționarea cauzei. Anul acesta, polițiștii olteni au prins 10 șoferi drogați la volan. Reprezentanții poliției Olt spun că vor continua controalele în trafic pentru prinderea și sancționarea celor care se urcă la volan sub influența stupefiantelor.